cu aplauze. Aplauze, mari, mari, mari. Hai să-mi. Ia că o filmează, o spus, că da, mă, asta e bine. Așa, iubirielul, l-am pierdut. Unde este? Unde este? Bună seara, Alina. Îmi pare bine, mai întâi să mă salut cu tine. Bine, frăștă, Dicu. Astăzi aveți un eveniment frumos. Darius, astăzi a fost împreștinat și a adunat multă lumină cu voi să vă împărtășiți cu bucuria pe care o aveți. Vă spun bună seara încă o dată tuturor. Așa, bună seara, e ca vine și Tăticu. Așa, vreau să te ofer aceste floricele frumoase ție. Și am doi ursuleți, pentru Darius și pentru băiatul mai mare. Unde este el? Așa, haideți, vă rog, așa mai... este pentru Darius. Și când va fi timpul potrivit, le vezi, da. Și așa am bani, nu supărăm și tata, cât e cam supărat el, da. Acuși, noi, eu cred că să veseliești, da. Dragii mei, deci eu vin cu un mesaj de îndepărtare. Cineva din familia dumneavoastră s-a gândit să vă surprindă frumos. Mai întâi vreau să vă întreb, vă dați seama cine? Nu știu. E mare. Așa, hai să dau citire mesajului, că prea mult bărbăraie și să înțelegeți de la cine vine mesajul. Scumpii mei nepoți, felicitări! Astăzi l-ați încreștinat pe Darius. Vă doresc multe puteri să-l creșteți în continuare. Numai lacrimi de bucurie, scumpii mei, voi să aveți. Iar la copii o frumoasă copilărie, cum și voi frumoși sunteți. Știți bine că mătușa tare ține la voi și la nepoții dragi. Mă iertați, vă rog, pe mine că nu-s și eu la sărbătoare azi. Astăzi viața, așa-i viața și sperăm ca în curând toată familia acasă să ne revedem și să-mi implorească inima. Scumpa mea nepoată, când te-am cunoscut, erai un îngeraș micuț. Aveai vârsta lui Darius, nu mai mult. Te-am îndrăgit foarte tare de atunci. Că mi-a dat Dumnezeu și mie o fată și ați crescut ca două surori. Nici de frățiori nu ați uitat niciodată. Ați crescut ca niște frați, nu verișori. Ai crescut frumos până într-o bună zi. Draga mea, te-ai căsătorit. Și din păcate n-am fost prezentă nici atunci, nici azi. Iartă-mă că n-am venit. Vă rog mult să nu mă uitați cu gândul și cu inima. Mereu voi fi aici, la voi acasă. Aveți de la mine toată dragostea și stima. Nanu Gheorghe tot vă felicită. Nici eu nu este prezent, dar cu voi în această clipă e cu gândul permanent. Sănătate multă lui Darius, sănătate multă la toți. Vă cuprind din depărtare, vă doresc să vă distrați frumos. De la mătușa Maria. Așa, corect. Ți-ai dat seama deja după mesaj. De la mătușa Maria vine acest mesaj plin de dor și scuze multe că n-a putut fi prezentă la evenimentele voastre, la evenimentele voastre importante din viață, dar mă bucur foarte mult că a fost posibil așa un mesaj să ne transmită. Vreau să vă fiu cuvânt, cine dintre voi? Eu? Unde-ți mă uit, unde trebuie? Și mulțumim frumos și vă așteptăm acasă cât mai degrabă și să recuperăm toate momentele care v-ați văzut aici. Asta sunt emoții și lacrimi de bucurie și de nostalgie. Tăticu, două cuvinte de astăzi. Eu cred că ești așa zgârșit la vorbi, eu într-o hai că eu plâng la pe cele. Eu sunt sigur că ați dansat astăzi în compania acestor bravi muzicanți, dar vreau și eu să vă cânt un pic și vreau să văd cum dansează iată. Doamna, dar ce plângeți de mine? Vreau să vă văd cum dansați. Mai întâi o horă frumoasă moldovenească. Haideți să răsune muzica. Să vă văd așa cu toți aici, dar dansează toți, vă rog foarte mult, o horă moldovenească. Să vă văd cu toți aici.
bătută mă dorinească, așa la hori v-ați descurcat. Vreau să vă văd la bătute, cum dansează la recea bătutele.